Niște oameni. Niște oameni s-au adunat pentru oameni, seara de stand-up. Nu mai știu versurile, dar cântat repede. Și apoi spune-le să vină la stand-up. Și... Vă rog aplauze pentru Darius. Salut! Salut! Salut, mă! Eu, salut, mă, bă! Salut, mă! Da. Bine ai venit, rău ai nimerit. Ce facem noi aici? La Open Micer facem un fel de jurnal video progresiv. Repetăm pentru cei dintre voi care nu au chef să se uite la primul episod și văd acolo, nu știu, le apare poate o recomandare, ați intrat din greșeală. Nu închideți, nu închideți. E șansa voastră să vedeți un om semi-praf la început de drum în stand-up. Deci de ce să închideți? Că am văzut că mi-arată YouTube, îmi zice. Vezi, fratele meu, că după 2 minute îți închide băieții video-ul. Nu mai închideți video, că nu e ok, adică la ce intrați? La ce intrați dacă vreți să-l închideți? Nu-l mai închideți, nu e ok. Cum ar fi eu să plec de la începutul videoului? V-ar conveni? Bine, voi n-ați ști ăștia care închideți video, dar still, n-ar fi ok. Așa că nu-l mai închideți, vă rog. Vă rog, nu-l mai închideți. Și dați like dacă chiar, dacă rugăm chestii, dați și like. M-am gândit să facem o chestie, nu știu, acum cât mai ține și cât încă se mai urcă. M-am gândit să-mi dau așa un challenge, nu strănuta. Nu strănuta, nu ăsta e challenge-ul, dar o să strănut. N-am strănutat. Să-mi dau așa un challenge și anume să propuneți voi în comentarii un subiect despre care ar trebui să scriu. Orice, o să încerc să dau pe scenă glumele și o să încerc să le postez la episodul următor. Vreau să îmi dau mie un challenge. Să scriu, să ies un pic din zona de confort, să scriu un pic despre anumite chestii. Deci, cam asta a fost. Propuneți un subiect în comentarii, o să scriu despre el, o să încerc să-l dau pe scenă, v-am zis 1-2 minute, vedem ce iese, să sperăm că iese bine. Bun, hai să ne uităm. Bună seara! Nu sunt Dani, sunt corporatist. Mai sunt corporatiști și hai să aplaude corporatiștii, vă rog. Ați făcut tichet să râdeți? Nu? Bun, eu înainte să fiu corporatist am fost imigrant, am fost în Italia, am stat 3 ani în Italia, eram mic, am făcut școală acolo și am fost în Italia în 2008, mi-a fost un pic cam greu pentru că era perioada în care românii violau și furau și m-am adaptat un pic cam greu că eu nu știam nici să fur, nici să violez. Am încercat odată asta cu violul, dar a fugit rapid pisica și m-a lăsat odată. Oh, ai pisică. Da. Da, mult prea rapid, mult prea rapid. Am început așa să turui. M-am și încurcat acolo când am zis m-am adaptat un pic cam greu. Practic peste primul punch s-a trecut fără nicio... Adică nu l-a băgat nimeni în seamă. Ăla cum m-am adaptat un pic cam greu, că eu nu știam nici să fur, nici să violez, care era, în opinia mea, mai amuzant decât al doilea ăla cu... Am încercat asta cu violul, cu pisica, da, a fugit rapid. Trebuie să te duci relaxat pe scenă și să îți iei timpul de care ai nevoie să dai o glumă. E cam greu, mai ales când ești la început, ai atâtea probleme în cap, încât vrei așa să scapi de el. Vrei să-l dai și să treci mai departe ca să vezi dacă ți s-a râs. Cu timpul devine mai bine. Mergeți cu metrou, ați văzut? Este o reclamă cu Antonia la metrou, ați văzut-o? Da... Da, pentru cine nu știe, este o reclamă cu Antonia la metrou, e super sexy, pula mea, Antonia, material, așa e, e super sexy, are fustiță până aici și e gri, e strălucitoare, are un microfon în mână, e pe scenă și are poziția asta. Reclamă la tampoane, la Cotex și scrie deasupra, din ciclul, femeile stirascibile în zilele alea, hashtag cicluri fără mituri. Am cel puțin o problemă cu chestia asta. În primul rând, eu nu știam că Antonia are ciclu. Eu credeam că Antonia nu are ciclu. Sincer. Și
Pe lângă asta, eu cred că n-a făcut poză în ziua, într-una din zilele în care era pe ciclu, că era o întreagă colaborare acolo. Avea cel puțin un OB și alte două tampoane, băgate, nu știu, Velea pe șela ca tampon la Barbunes. Da. Nu știu, dacă voiau să fac o reclamă realistă la tampoane, o lăsau exact așa pe Antonia în poziția aia și îi puneau așa o picătură pe picior. Hashtag cicluri fără mituri, oameni buni, ce să vă zic. Dacă voiau să facă ceva și mai realist, făceau o reclamă la, nu știu, la hârtie igienică, la țeva și scriau: din ciclul femeile se cacă trandafir. Hashtag rahaturi fără mituri. Ceva de genul. Eu vă zic, eu am făcut limbi străine, am stat o grămadă. Băieții, în general, n-ar trebui să vorbească despre ciclu sau în niciun caz să nu se bage în detalii. Cum m-am dus eu, că dacă voiau să fac o reclamă super realistă, o lăsau pe Antonia așa și îi puneau o picătură pe picior. Mie, când m-am gândit la chestia asta, mi s-a părut super funny. Dar ce n-am luat eu în considerare a fost faptul că s-ar putea să fie super scârbos. Nu m-a dus capul. M-am aruncat așa, în groapă, direct. Și foarte bine că m-am aruncat, că am învățat din chestia asta. În schimb, chestia cu Velea, că și pe el ca tampon cred că l-a luat, a fost o chestie pe care eu nu o aveam în material. Adică o scrisesem, dar nu o scrisesem în materialul pe care vreau să-l dau. Mi-o scrisesem așa, ca notiță. Eu am adăugat și chestia cu Velea strict pentru că mi-am dat seama pe moment că, bă, n-a fost funny deloc. Zii ceva. Și mi-a venit în cap faza cu Velea. Și pare că aia era gluma. Deci, băieți, nu știu dacă vă pot ajuta cu ceva, nu vorbiți despre ciclu decât dacă este extrem de amuzant și ați testat-o pe 10 prietene fete. Aș fi zis 5, dar cine știe ce prietene aveți? Eu vă zic, eu am făcut limbi străine, am stat o grămadă cu fete. Nu știu dacă știți, dar la limbi străine sunt 90% fete. Sunt atât de multe fete la limbi străine încât mișu nu țiganii pe la băile lor, de la mirosul de fier, efectiv. Da. Așa e, singurele lucruri pozitive la limbi străine sunt ocazionalele teste de sarcină, atât. Dacă ești băiat, îți dai seama să nu te mai duci pe la facultate când e lună plină sau mercur în retrograd, că n-ai nicio șansă, efectiv. Dracu împielițat. Și ăștia cum au atât de multe fete la limbi străine și organizează palurile bobocilor cu facultatea de fizică să compenseze cu numărul de băieți. Și am fost și odată la un bal al bobocilor acolo și am abordat o fată de la facultatea de fizică, cea mai mare greșeală din viața mea, pentru că a stat jumătate de oră să-mi explice de ce noi doi nu o să funcționăm niciodată. S-a uitat așa la mine și mi-a zis: bă, după cum te văd eu pe tine, mic, slăbuț, avem cam 15% șanse să funcționăm și să avem o viață fericită împreună, așa că mai bine zicem pas. Te simți ca la bancă, știi, când stai să-ți calculeze creditul ipotecar. M-am uitat și eu la ea și am zis: dar nu vrei să calculăm și pentru o muie, poate mă încadrez. Atât a fost de la mine, eu sunt Darius, mulțumesc mult. Din nou, se vede, nu s-a schimbat nimic de la începutul videoului, turui. M-am săturat să vorbesc despre emoții și despre turuit, dar cam asta este problema la început. Așa că putem să vorbim un pic despre glume și anume faptul că nu dau destul de mult context la glume, de exemplu, și că nu caut gluma altundeva decât acolo unde este punch-ul. Adică eu clădesc ceva până la un punch pe care îl dau și mă aștept să râdă, dar aș putea să mai caut o glumiță, două și înainte de punch-ul respectiv. Și ăsta este un lucru pe care l-am învățat pe parcurs, și anume, dacă tu ratezi tot build-up-ul ăla pe care tu îl faci până la un punch, practic gluma n-a fost bună, știi? În sensul că, uite, cum am avut eu gluma cu Antonia, de exemplu. Că era ea în metrou cu o poziție așa, reclamă la așa. Nu aveam neapărat niște glume acolo, dar puteam să caut ceva. Mi-ar fi lăsat un pic de spațiu de lucru, adică atunci când eu vin și dau punch-ul ăla la care m-am gândit final, poate ăla, dacă n-ar fi funcționat, n-ar fi fost așa de nașpa, că n-a funcționat. Sau și mai și, dacă ăla ar fi funcționat, ar fi fost susținut de toate glumițele respective care ar fi funcționat până la punch-ul ăla și poate ar fi fost o reacție și mai și. Dar e o chestie pe care o înveți pe parcurs. N-ai ce să-i faci, decât dacă nu cumva o vezi la unul care face open mic-er pe YouTube și vezi ca să știi ce să faci când urci. Gen, eu. O mare problemă cu care mă confruntam
este că scriam totul la prima mână, adică ceea ce scriam, aia rămânea, aia dădeam, foarte puțin editam, decât dacă nu-mi funcționa ceva, scoteam sau mai adăugam altceva în caz de îmi venea ceva. Ceea ce este din nou o problemă, ar fi trebuit să lucrez un pic mai mult la texte, cred că m-ar fi ajutat. Cam atât pe ziua de astăzi, sper că v-a plăcut, eu am fost Darius, peace out. Subscribe, zubisgribe, bilizi, mizi.